Faza e că suntem și puțin nebuni, sau puțin mai mult nebuni, să plecăm pe vremea asta de acasă și la ora asta. Bună dimineața, Timbalaban! Este 6 și ceva, 6 și jumătate probabil. Ne-am trezit undeva de pe la ora 5, planificată toată povestea. O mică excursie spre zona muntoasă. Zona muntoasă însemnând Valea Prahovei, Brașov, cam pe acolo. Planificată toată Duda din mai multe motive, în sensul în care vrem să mergem la un depozit de mobilă, am auzit eu că sunt niște chestii promițătoare pe acolo, și vrem să mergem să vedem care-i treaba. Am și bătut-o în cuie de vreo săptămână, adică am vorbit cu oamenii de acolo și am întrebat dacă au deschis în weekend și au zis da, veniți, doar să ne anunțați cu o jumătate de oră înainte, și a rămas stabilit pentru astăzi. La mine e sâmbătă, a rămas stabilit pentru astăzi și așa s-a întâmplat că au anunțat după ninsoarea, oleo, prăpăd, nebunie, bănuiesc că și la voi este cam la fel, e cam aceeași situație, dar nu ne așteptam să fie de magnitudinea asta, la intensitatea asta. Deci ninge, e foarte frumos, e adevărat, dar acum când am plecat, deși în momentul în care ne-am urcat în mașină și avem și niște chestii pe acolo pe spate, poate vedeți că am luat niște chestii de pozat, am zis dacă tot sunt peisajele astea frumoase, facem o treabă. Dar în momentul în care ne-am urcat mașina și le-am pus, chiar mi-am pus așa un semn de întrebare, zic că oare facem bine, ce facem? Nu i-am mai zis că probabil nu mai plecăm. Bună dimineața! S-a trezit Dulceața? Dulceața, da. Mulțumesc frumos. Și mă refer la mine aici. Am primit cafeluță ăsta de la Petrom. De unde n-am mai băut cafea de multă vreme, că noi de regulă luam din aia, de la MOL sau OMV. În general, mie cafeaua de la MOL îmi place, dar nu e un criteriu pentru alimentat. Așa s-a nimerit și am zis, hai aici, că nu mai aveam benzină în mirciulec. Mă rog, deci am pornit până la urmă la drum și, cum vă ziceam, o să mergem la acel depozit de mobile să mai vedem una alta. Sunt chestii vintage. Deci o să mergem să vedem niște chestii, niște vintage-uri, niște vechituri nebuneli. Ce vitanj. Vitanj, nu scuzați, corect. Nu cred că o să pot neapărat filma pe acolo. Dacă pot, o să scot telefonul sau ceva să vă arăt una alta. Dacă nu, vă povestesc eu după. Și am vrea pe drum, dacă tot este nebunia asta, să oprim până la Peleș, că o să fie probabil poveste la rece. Asta mă pădăște. Exact, nu? Că o să fie frumos, sigur, acolo, îmi imaginez cu povestea asta în jur, dar depinde cum e drumul, care o să fie traseul pe Valea Prahovei, și poate oprim și pe la Cantacuzino, ori la dus, ori la întors, că nu stăm mult, adică e o excursie așa foarte rapidă de o zi, nu o să pierdem multă vreme pe acolo, și să vedem prin împrejurimi, Brașov, nu știu, eu mi-am luat o felul de zarzavator la mine, că asta vă ziceam că încărcam mașina de dimineață, mi-am luat paltoane, pălării, blănoacă, umbrelă, tot felul de dute, ca să fac și eu niște chestii frumoase. Ne învârtim, ce facem? Da, nu, pe acolo trebuie să ieșim. Ca să fac și eu niște chestii frumoase, că toată perioada asta în care n-am fost prezent pe nicăieri, n-am pozat, n-am filmat nimic, n-am făcut de niciunele. Nici nu pot să zic că m-am simțit foarte inspirată sau cu tragere de inimă, pentru că altele mi-au fost prioritățile. Dar acum că e peisajul ăsta și că gata, am intrat în pâine, deja sunt la al doilea vlog, ce să mai, de când a pornit anul, am zis, haide, că e păcat, cu vremea asta așa frumoasă și cu tot albul ăsta în jur, sigur scot eu ceva acolo creativ, o nebunesc, inspirațional. Nu vă imaginați că am plecat doar cu parpalace. Auleu, doar cu parpalace pe mine. Și nu știu dacă mă mai vedeți, prindem un pic așa. Zic, nu vă gândiți că am plecat doar cu parpalace și chestii groase. Desigur că am rochii de gală, desigur că am lucruri cu spatele gol, fără mâneci, povești dilele de-alea, că na, o crăiasă a săpezilor nu e cu parpalac pe ea. Gheață, că nu simte. Degeră, specific pentru un viscol. Da, o să fie drăguț. Dacă nu ieși ceva, dacă nu, oricum nu avem ceva stabilit, am zis să vedem ce putem să facem, dacă putem să facem bine, dacă e vremea nașpa, ne întoarcem, deci nu e pe program, pe strictețe, pe de-astea, oricum e weekend, să vedem. Singurul lucru care îmi dă mie emoții, cel puțin, deși vedeți foarte bine că nu eu conduc, este drumul și aglomerația să nu fie haos de la de nu se poate traversa, nicăieri de nu se poate circula. Da? În caz de stânga împrejur și aer. Așa, da? Spun că mergem pe Valea Plângerii. Plângerii? Dar de ce nu luăm pe cheia? E mai greu? E și mai de plâns pe acolo. Da? Mă rog, da. O vreme de asta, da. Da. Poftă până la cafeluță, așadar. Doresc să raportez cu această ocazie că, de fapt, cafeaua asta este chiar mai bună decât aia de la MOL. Deci cred că se va schimba orientarea de alimentare a mirciulicului și o să căutăm de acum, bine, dacă ar avea toate pe drumurile costa asta, o să căutăm de acum pe drum, ca să luăm cafea bună de acolo. Mi se pare mult mai bună decât aia de la MOL. Și aia e ok, dar uite ce bună e asta. Deci, da, costa coffee. Perfect. On fire, there's
cu succes. Suntem la Peleș, sau mă rog, Pelișor. Deocamdată am parcat undeva pe un lateral, o chestie, o parcare din asta care nu e foarte cunoscută, cel puțin nouă nu ne era până acum niște ani când veneam aici. Parcam departe de tot și urcam dacă nu ne venea rău. Până când ne-am deșteptat, nu mai știu, am luat-o pe un drum greșit și ne-am dat seama că de fapt există o altă parcare mai apropiată. Este foarte frumos, foarte alb, ninge în continuare, dar liniștit, exact asta spuneam. Că mă bucur mult că nu e cu viscol, cu dealea cu viscol. Ești folosită cu părvol de așa albă. Zici? De la special pentru rufe albe. Dar chiar arată minunat. Sunt oameni, turiști și de-ai noștri, o groază, mașini. Deci cred că e o perioadă foarte prielnică pentru cei amatori de frig, de zăpadă, de sporturi de iarnă și așa mai departe. Ca noi de altfel. Ca noi de altfel, că da, suntem bine de tot și noi. Mertați că gâfâi, da, urcăm. Nu scări, dar suntem la un soi de deal, așa. Eu sunt cu umbrăluță cu dantele, că na, nu pot altfel, încălțată totuși confortabil. Paltun, mănuși, deci nu pot să zic că nu este frig sau ceva. Și foarte bine am făcut că nu am spălat pe cap, pentru că am avut intenția de dimineață. Zic, mamă, mă spăl și eu aranjată, bucle. Foarte proastă ideea ar fi fost că m-a nins, vă dați seama, de mi-a venit rău, chiar dacă am asta deasupra capului, dar oricum m-a nins. Și mergem acum spre Peleș, deci castelul mare, să vedem cât de poveste e acolo și e sigur, sigur. Facem și noi o pozică, o chestie, la la la, după care am plecat. Nici nu mai știu când am fost ultima dată la Peleș să-l prind așa alb. Cred că așa niciodată. Acum. Și atunci când am fost noi, nu, dar nu ningea. Când am fost noi, nu era atât de frumos. Deci acum, chiar dacă evit expresia, e fix de poveste. Și ca să-l vedeți și pe el, iată, Pelișorul în spatele meu. Bine, mă, ești foarte drăguț. Cam așa trebuia să fie de Crăciun, sau așa ne imaginăm noi în fiecare an, că o să avem un Crăciun alb, numai că nu se întâmplă niciodată. Să sperăm însă că asta nu o să fie și în aprilie sau în martie. Adică acum în ianuarie mai e cum mai e, dar în martie chiar nu mi-aș dori chestia asta. Deja mi-am pregătit sandalele, toată lumea e pe metereze, gata, a ajuns. Însă chiar și eu mă bucur. Umbrela cu toc. Umbrela cu toc, aveți așa ceva? Gheară, nu? Revin să mă adun după minunile pe care le-am văzut la magazinul ăsta de pozi, nu știu cum să-i zic, hală cu mobilă. Erau niște superbități. N-am putut să filmez, să pozez tot, doar așa am făcut ceva mic de tot cu telefonul, doar să vedeți și voi o mică, mică, mică parte, cred că 1% din ce era acolo. Și n-am plecat cu nimic, pentru că trebuie un pic gândite și asimilate și calculate și văzut cum e mai bine să procedăm. Că sunt prea multe și trebuie să-mi dau seama și unde ar veni puse în casă și din punct de vedere al costurilor ce implică, așa încât trebuie foarte mult răstrânsă lista, că dacă era după mine plecam cu tot ce era acolo. Dar nu este. Dar așa, nu este. Așa că. Așa că urmează să mai dezbatem, să mai decidem, să mai gândim, să vedem cum o să fie treaba și mai departe, mă rog, aranjăm noi cu transportul. Ideea era acum să vedem despre ce este vorba, pentru că sunt multe, mult prea multe și e greu să-ți dai seama dintr-o fotografie sau online. Mult mai ok să le vezi cu ochii tăi, le percepe altfel și oricum mă îndrăgostesc altfel de ele și mă obsedează altfel în momentul în care le văd cu ochii mei. Deci venea să mușc din mesele alea și din toate consolele și din tablouri și din baze și din rame. Ceva absolut minunat acolo.
Da. În altă ordine de idei, ce? Nu ne-ai chemat nimeni. Dar nici nu mai venim, exact, da, cum spune domnul nostru Hagi. În altă ordine de idei, nu mai ninge, s-a oprit. Peisajul tot ala frumos este, deci încă e albă toată Duda. Și mi-ar că văd cu doi suntem pe șine, pe calea ferată. Peisajul este superb acum, dar mie mi-e groază de ce o să fie începând de mâine, pentru că tot albul ăsta, toată minunăția asta se va transforma într-o omocirlă sinistră, care nu va fi deloc simpatică și o să dureze până când se duce. Dar acum, chiar dacă nu mai ninge, a turnat suficient de mult cât să fie crăieseala și toată povestea aia pe care o menționasem eu anterior. Nu știu cum e la București, o să aflăm probabil câteva ore, că nu mai stăm chiar atât de mult. Am ajuns un pic și pe la Cantacuzino, la Bușteni, dar bătea vântul rău de tot acolo și n-am mai putut să filmez, să fac ceva. Nu m-ați auzit, în primul rând. Ah, și iată, uite un mol. Mă iertați, dar fac pe mine, în ultimul hal. Și am zis, prima benzinerie pe care o găsim, haide să intrăm, că nu se mai poate. Am zis, hai să luăm și noi ceva de mâncare, de ronțăit, și am văzut că era super aproape o brutărie artizanală. De unde? Nu vă zic cum se simt astea, că am luat... Stați așa, stați să întorc camera. Am luat odată o pâine cu semințe, care înțeleg că este făcută cu maia. Nu știu ce înseamnă asta, dar ci că e de bine că are e făcută drojdie. Cu maia. Iată, are drojdie. N-are drojdie. Nu, sunt pe lângă. Dar vă pot spune cu siguranță că e din aia... Ia uite. Aoleo, e din aia moale, proaspătă, miroase excelent și nu vă zic cum mirosea în momentul în care am intrat. Deci ce miros de pâine. Ah, o nebunie. Am mai luat o pâine cu semințe, care arată așa, cu semințe de floarea soarelui și mai avea cu... ce a zis? Graham. Nu, mai erau niște semințe, deci floarea soarelui sau... In? Așa. Și am văzut că au la vânzare, dar nu acum, probabil se terminase, aveau pâine cu fructe uscate, ceea ce mi-ar fi plăcut mult, cu stafide, cu boli, nu mai știu ce Dumnezeu avea acolo. Din păcate, nu am putut să luăm, că se terminase povestea. Și am mai luat două strudele, unul cu mere pentru mine și unul cu... Pentru bufant, desigur. Miros astea, mamă, mi-ar putea să transmit așa prin cameră, să simțiți cât de bine, ce minunății, ce deliciozități. Dar întâi trebuie mers la baie, pentru că eu chiar nu mai pot. Și poate mai luăm și o cafea, că ne-a cam luat somnul pe amândoi. Super bun. Simți acrala aia din gustul... Da. Popei? Uh-huh. E mâna. Hai, dă-ți steaua noastră. Uh-huh. Toate diamantele, da? E sănătate? Aia, mic. Pino din Lulior, la 119 lei, 89 bucata. Am tras un pic pe dreapta să vedem mai bine minunăția asta de peisaj, să și filmez, să și pozez, că arată într-un mare, mare fel. Nici nu se vede vârful munților, adică am trecut mai devreme printr-o zonă unde ar fi trebuit să vedem ceva frumos și nu era, că e ceața asta sau... Mă rog, ninsoarea probabil, înțeleg că mai sus ninge, conform meteorologului de serviciu, și aici mai fulguiește puțin, dar e mult mai bine față de cum era azi dimineața când am plecat. Și uite ce frumos! Mamă, și zăpada asta, nebunie, deci calc, uite-mă! Acasă, cu câteva minute, m-am schimbat, mi-am dat jos rujul roșu de pe buze, prins părul cu ceva, știu că bretonul meu nu arată tocmai bine la momentul actual, dar asta e perioada aia în care bretonul este prea scurt ca să-l prind, să ajungă până în spate să poată fi prins, dar totuși este prea lung ca să-l lasă-mi tot cadă pe față. Și nefiind părul proaspăt spălat de astăzi, nici nu mai stă cum trebuie, așa că în momentele în care sunt acasă și nu trebuie să fiu prezentabilă, iată-mă de ce de asta am moțul ăla în vârful frunții. Iar ceea ce vedeți aici este poarul. Am hrănit toți broscoii, deci după ce schimbat și despăduchiat de toate cele, i-am luat pe fiecare în parte, le-am dat să mănânce și ca de obicei poarul este cel mai afectuos dintre toți și foarte bucuros și nevadă, că a fost băiatul mamii singur toată ziua. Grigore dormea cu spume. Am fost la el, era cu burțoi în sus, n-a avut niciun stres. S-a uitat așa un pic,
parcă vă știu de undeva. Iar Patrocle s-a jucat în zăpadă, mă rog, s-a tăvălit pe acolo și acum este bine mersi la căldurică în casă. Florică ne-a întâmpinat ca de obicei, deci toată lumea spre ok, pisicile, toată lumea bine, desigur flămânzi că n-au trecut, cred, niște ore de când n-au mai mâncat, în ciuda faptului că le-am tot lăsat bobițe, că așa le las de fiecare dată hrană uscată în momentul în care plecăm de acasă, oricum și când sunt acasă au hrană uscată, dar acum le-am pus o cantitate cu atât mai mare știind că urmează să lipsim câteva ore. Drumul super ok, n-am mai nins sub nicio formă și chiar curat. Ne așteptam să fie problematic din punctul ăsta de vedere, să întâmpinăm ambuteiaje sau, nu știu, să fie dificilă, efectiv, întoarcerea, dar nu, a fost totul super ok, curate șoselele, s-a circulat cât se poate de civilizat, deci nu am avut niciun fel de problemă și chiar mă bucur că am făcut chestia asta pentru că am surprins niște cadre atât de frumoase și au ieșit niște poze așa de frumoase și mai ales că mobilele. Am făcut bine, n-am făcut bine, nu știu, mă rog, dar sunt niște chestii atât de frumoase, abia aștept să vi le arăt la momentul la care o să le și am. Că am luat cât de cât o decizie, m-am tot gândit și după calculele mele o să fie ok, am renunțat la niște chestii, am zis că e mai bine altele, cel puțin pentru moment și în timp o să se facă toate și o să se așeze toate, dar sunt chiar deosebite și cred că la momentul la care chiar vor fi aici, încă n-am luat legătura cu, mă rog, persoana de contact de acolo, o să vedem cum aranjăm cu transportul cu astea, dar la momentul la care vor fi aici o să vi le arăt, o să facem tot așa un trafalet vlog, un daily de ăsta, așa cum am tot făcut și o să le vedeți atunci cu detalii și toate cele și discutăm la momentul respectiv, că acum bat câmpii. Dar da, vreau să vă zic că suntem înapoi și că beculesc în acest hal și așa de bine acasă, chiar dacă au fost peisajele minunate, dar uite, căldura lăbuțelor ăstora și iubirea astea pe care știm ceva acum, nu se poate compara cu niciun peisaj frumos sau cu un castel anume, nici măcar cu castelul Peleș. Mă uit cumva așa? Nu contează. Were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together. Dimineața din sufragerie, unde ne-am ocupat cu măsurătorile până acum, cu apreciatul, cu planificatul, cu gânditul pe cât posibil a ferestrelor. Lucru pe care l-am mai făcut până acum, că, slavă Domnului, de când stau aici, dacă nu le-am gândit și răsucit și întors pe toate părțile de zeci de ori și probabil că o să mai fac asta de alte zeci de ori, dacă nu chiar sute, dar nu m-am ocupat și apucat niciodată concret de partea asta cu perderile cu ferestre, cel puțin în zona asta, pentru că este un pic dificilă și delicată povestea. V-am menționat eu așa întreagăt câte ceva în vlogul anterior și, de fapt, vlogul anterior este ceea ce a declanșat ce urmează să facem și deja am început cu măsurători și toate cele, pentru că mi-ați recomandat în număr foarte mare un anumit loc, unde plecăm imediat, dar întâi un pic de context. Deci vă ziceam eu în vlogul anterior, tot îmi vine să zic vlogmas, cred că încă am reflexul ăsta și să dureze puțin până când îmi dispare, dar tot îmi vine să zic în vlogmasul anterior. Nu, 11 luni o să fie fără vlogmas. În vlogul anterior, deci primul, când v-am arătat cu dormitorul verde, care nu va mai fi dormitor, care s-a transformat în birou și așa mai departe, vă ziceam eu acolo cu perdelele, că e o luptă, e o bătălie cu perdelele, cu draperiile, să găsesc ceva, să îmi placă, să fie ok și ca bani, să se și potrivească, adică să bifeze toate criteriile. Poate că sunt eu mai dificilă și am niște gusturi un pic mai șui așa, dar nu știu, nu mi se pare că am cerut niște chestii extraordinare. Vreau simplu, cât mai simplu, doar materialul să fie de calitate, deci nu caut pisici, cum avem aici pe pereți. Mă rog. Deci, perdelele. Acolo s-a rezolvat relativ simplu, pentru că aia este o cameră de dimensiuni standard, are cam 2 metri jumate ca înălțime. Am luat perdele de 3 metri înălțime de la IKEA, a fost totul super ok, deci doar le-am pus în coș. Acum au și ele o mică problemă, dar oricum una mai simplă decât cea pe care o am aici, și anume că sunt prea lungi, după cum le-ați văzut, că atârnă un pic și mi-ați zis și voi, bă, scurtează-le totuși, că o să arate mai bine. Chiar dacă zisesem eu că aș vrea niște drama, așa, și că mi se pare interesante, căzute cumva, într-o casă cu animale și mai ales cu atâtea câte am eu, nu prea este neapărat indicat genul ăsta de dramă, pentru că să se transforme în film artistic 100%, sunt convinsă, în sensul în care o să mi le facă praf. Și am experiența asta și dacă vă amintiți de la apartament, țineți minte că vă povesteam că schimb perdelele foarte des,
pentru că se urcă pe ele tot timpul și tocmai de asta am decis să nu mai dau bani, adică să nu mai iau ceva scump, perdele de la Pepco, nu știu cât sunt, 20, 30, 40 de lei ceva, de ce nu pare la revedere, adică nu-mi pare la fel de rău pe cât mi-ar părea dacă aș avea un model deosebit, catifea, nu știu de care, un brocart, un material special. Mă rog, ideea e că aici s-a schimbat un pic situația, mai stau și ușile închise, adică n-au acces chiar peste tot și oricum nu prea mai pot să stau casă, într-o casă fără perdele, fără draperii, pentru că mi se pare, exact cum am zis și acolo, cumva nelocuit, neprimitor, rece, cred că e nevoie și, după părerea mea, un covor pe jos și acolo e altă bubă, un covor pe jos și o perdea în geam schimbă enorm aspectul. Și nu ne-am ocupat de asta, cum vă ziceam, că acolo s-a rezolvat mult mai simplu, pentru că aici camera este un pic mai înaltă și n-am găsit ceva de cumpărat. Așa cum v-am zis, ne-am luat palea de la Ikea, ba chiar trebuie scurtate. N-am găsit ceva gata făcut, nici nu pot să zic că am săpat extraordinar de mult, poate că sunt, cu siguranță sunt, că până la urmă e un material și îl poți face după dimensiune cum vrei tu, dar n-am găsit ceva așa cum le-am găsit palea, să mă duc să le pun în coș și am plecat cu ele, am venit acasă, le-am montat și gata. Și povestindu-vă eu despre toată istorisirea asta, mi-ați lăsat voi în comentarii la vlogul anterior, nu vlogul său anterior, o recomandare care a tot apărut. Deci tot apărut, dacă vă uitați în comentarii pe acolo, multă lume mi-a zis, bă, du-te la Dragonul Roșu, la nu știu care hală sau nu știu, magazin, nu știu exact cum sunt acolo, du-te la 7-8-9, că găsești sigur perdele. Și inițial când am văzut un comentariu, două zic, dar au tot venit, deci sunt multe, multe persoane au recomandat același loc și am zis, trebuie să fie ceva, din moment ce atâta lume zice de locul ăla, măcar mă duc să văd despre ce e vorba, că deja știi de la, nu știu, 3, 4, 5 argumente în sus, devii convingător. Oameni care nu se cunosc între ei, deci am zis, trebuie să fie ceva acolo. Așa că am vorbit cu bufantul, ne-am apucat, după cum cred că ne-ați văzut, ne-am apucat de a măsura, să avem măsurătorile proaspete în minte, să nu facem vreo prostie, că noi am mai făcut asta de multe ori, de-a lungul ultimelor luni, dar nu ne-am dus efectiv. Noi aveam, de fapt, în gând și în plan să ne ducem la depozitul din Ghencea. Știți, fac acum precizarea pentru cine poate nu e din București. Este o zonă în Ghencea unde găsești mobilier, perdele, covoare și alte chestii de genul ăsta, care este în planul meu de multă vreme, numai că n-am reușit încă să ajung acolo și am zis, dacă nu găsim la Dragon cu ce mi-a zis voi, că depinde și ce au, o să mergem și în partea cealaltă să vedem, poate reușesc așa. Oricum, cred că trebuie ceva făcut pe comandă, pentru că fiind peretele, sau mă rog, camera fiind foarte înaltă, este neapărat nevoie de ceva făcut pe comandă. Și din ce mi-ați zis voi, la Dragon se fac pe loc. Deci te duci, îți alegi materialul și ți le fac atunci. Ceea ce ar fi mai mult decât minunat, că eu mi-am propus ca astăzi să mă întorc acasă cu perdele. Ar fi super bine dacă am reușit asta, să agățăm și perdelele, care ar schimba, sunt convinsă, mult. Pe cât a schimbat tapetul și pereții, în general, așa, pe cât de diferiți sunt acum, pe atât cred că va influența și o perdea în geam. Nu este un lucru așa vital, adică nu e precum lumina sau căldura sau apa caldă să nu poți să stai, dar e relativ deranjant. Și acum că tot a venit anul nou și că am zis că vreau să continuăm cu tot ce implică renovat, redecorat și toate cele, că decembrie a fost zero pe partea asta, except în tapetul ăla s-a făcut și cam atât, e cazul să mă ocup și de treaba asta, pentru că mai sunt foarte multe, super, super multe de făcut, iar aici, din moment ce pereții sunt și chiar am decis să schimbăm și plintele, nu știu dacă v-am zis de partea asta, v-am zis de partea de sus, dar am decis să le schimbăm complet și pe aici, cred că ușor, ușor se vor lega cu toatele, iar asta trebuie făcută neapărat. Și așa că de principiu asta intenționăm să facem și poate găsim și covoare. Nu știu, mergem și ne uităm, dar în sensul ăsta, dacă toate lucrurile merg bine, ar trebui să sosească o livrare. Astăzi, o livrare cu o piesă de mobilier și cu un covor. Și teoretic ar trebui să se livreze astăzi, adică persoana care le aduce, le aduce de foarte departe. M-a costat practic transportul cât mă costă, mă rog, piesa de mobilier și mă exprim un pic evaziv pentru că vreau să văd lucrul aici, în casă, că i-am plătit niște chestii în avans și poate că sunt eu un pic suspicioasă, dar vreau întâi să le văd aici și după aia să mă apuc să zic că cine știe, ferească, sper să nu fie cazul, însă am avut și experiențe din astea neplăcute și poate, nu știu, sper că e un risc pe care mi l-am asumat înțelept și că o să merite până la urmă toată povestea. Deci asta ar trebui să fie peste câteva ore. Acum, parpalac pe mine, că sunt, iată-mă, cuceți mă și un pic de copănete, parpalac pe mine, mergem în Dragon, vedem care e situația pe acolo, poate mai găsim și altceva interesant, nici nu știu, că nu mai fost de mulți ani, era o perioadă când mergeam, dar n-am mai fost de mulți ani și cred că
ceva e acolo, că lumea tot spune, măi, du-te, că sunt multe, că toate magazinele își fac aprovizionare de acolo, sau multe magazine își fac aprovizionare de acolo, astea de le știm noi, și o să le găsești la prețuri mai bune. Eu dacă îmi găsesc perdele draperii, chiar sunt mulțumit, dar nu trebuie mai mult. Așa că, încă o dată, până dimineața și hai! Exact! Când ajungem acasă, promit că vă arăt și stadiul actual al camerei, să vedeți ce s-a mai schimbat. Nu chestii majore, dar una alta ar mai fi. Candelabru, de exemplu, dacă vi-l amintiți, că vi l-am arătat, cred că mai degrabă pe Instagram, a fost în niște poze. Nu mai țin minte dacă aici neapărat, dar am luat un candelabru acum niște multe luni de zile, în toamnă, și asta săracul pe podea de ea a venit rău. Și l-am agățat în sfârșit și arată fabulos. Și am mai așezat așa, câte una alta. Nu sunt schimbări majore, însă o să vedeți o diferență, cel puțin față de cum era când era bradul încă, în timpul vlogmasului. Este schimbată treaba. Iar alte lucruri, iată-le, au rămas la fel. În spate acolo, cărămida este în continuare. Dar nu-i problemă. În timp, facem și asta. Aici ai drept. Merge. Confecții. Covoare, perdele, draperii, jaluzele, lingerii de pat, perne, pilote, prosoape, halate de baie, metrage, țesături, decorațiuni interioare, cred că suntem exact unde trebuie. Este mult mai mare decât ce mi-amintesc eu, adică toate astea sunt parte din Dragon și eu ziceam că îl vedem pe tot, dar nu știu ce să zic. Întâi, hai să vedem pe aici. Domnilor și domnilor, Dragonul Roșu, eu sunt. Intră la el acasă. La covoare. La covoare. The one day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper, and started writing. Probably something about her eyes and how they're always shining. Cred că a rezolvat-o cu perdelele, deși opțiunile erau, doamne sfinte, chiar îmi pare rău acum că le-am luat pe alea de la Ikea, pentru că ce aveau aici, deci e plin de opțiuni și modele și am intrat doar într-o singură hală, mai sunt o groază altele. Era cineva, chiar undeva pe la intrare, după ce ne-am foit puțin, care ne-a preluat, a simțit potențialul rapid. Și ne-am uitat pe tot felul de mostre, pe texturi de materiale, pe grosim, prețuri și așa mai departe, ne-a făcut și un calcul. Și n-au cum să fie gata astăzi, pentru că e vorba de mult material și e mult de făcut. Dar în principiu vom achita un avans și săptămâna viitoare ar trebui să fie gata. Și mi-am ales până la urmă un roz. Deși eram inițial tentată de verde, dar v-am zis că trebuie să vină acel covor, care covorul va fi cu roz, deci nu e roz complet. Acum nu vă imaginați că o să iasă o cameră Barbie, că nu vorbim despre genul ăla de roz. Dar va fi o combinație interesantă cu roz și cu verde, culori complementare, și va ieși, cred eu, ceva interesant. Am făcut niște mici poze sau, mă rog, filmulețe, nu știu, o să vă arăt, vedem acolo ce vă pot arăta și o să încerc așa câteva detalii, dar odată ce ajungem acasă, că deocamdată mai este mult de explorat pe aici, fiind urieșenii asta, zic să mai vedem cât se poate până când ne pierde cheful. Și erau inclusiv covoare interesante, deci chiar cred că e un potențial fantastic aici, de care îmi pare rău că n-am știut mai devreme. Da, pentru asta v-am pe voi. Dar ce gentuță v-ați luat? E Chanel? Sau un nou model Dior? Ești că pentru bunica să meargă la pâine. Da, da. Nu, este pentru noi. Am zis să avem și noi o de-asta de cărat pentru când mergem la târg, că de fiecare dată venim ba fără sacoșe, ba sunt foarte greu de cărat și se rup, ba le luăm în brațe și ne umplem de praf și mizerie, așa că o poșetuță de genul ăsta cu roți, pe care am dat nici mai mult, nici mai puțin de 30 de lei, exact, foarte bine, Outfit Post, OOTD of the day, o astfel de poșetuță va fi mai mult decât utilă și mai aveam și pe albastru și mi se pare un preț cât se poate de decent. Deci, și fiind în Dragonul Roșu, am să luăm roșu. Iată, asta este tot ce am cumpărat noi astăzi. Bine, am rezolvat cu perdelele ce v-am zis, sper că am rezolvat, dar cu atât ne întoarcem acasă pentru că altceva nu se mai poate, deoarece oamenii ăștia închid. Deci aici, știu că nu vedeți, se cam închide treaba la 1-2 și cum noi nu ne-am gândit că, hei, nu ne-a dus capul să verificăm și noi ce program este, nu mai avem ce să vedem. Deja majoritatea tarabelor puneau lacăt. E Dragona voastră roșie, vă pupă! Exact, și mergem mai departe. A
Am promis că vă arăt modificările din sufragerie când ne întoarcem acasă și tocmai ce am ajuns. După un mic ocol, am trecut și pe la Mob Expert, că am zis să vedem ce perdele, covoare și alte chestii găsim și pe acolo. Și n-am făcut nimic cu perdele și covoare, dar am luat o vază pe care vă arăt imediat. Însă, în sufragerie fiind, ăsta este punctul central și atracția și momentului și camerei deocamdată, o să vedem pe viitor. Ăsta este candelabrul despre care v-am tot spus eu. Încerc să mă apropii puțin. Așa arată de jos, este tot numai cristale, bineînțeles o piesă vintage, că de-astea găsești într-adevăr să fie și moderne, dar nu cred că sunt făcute la fel, adică se vede pe ele că sunt un pic mai proaspete, în timp ce ăsta chiar este unul vechi. Și a fost o întreagă aventură montajului, pentru că ne era teamă să nu cedeze peretele sau ceva, din câte am înțeles acolo este rigips. Și a trebuit prins, nu știu cum, cu cârlii, cu chestii, bucata aia aurie, dacă vedeți, să acopere mățăraia, deci a fost un pic chinuială, pot să zic cu el, dar acum că este instalat, mi se pare o superbitate. Și mai târziu, după ce se înserează bine de tot, o să aprind lumina să vedeți ce reflexii superbe are, pentru că toate pietricelele alea, toate cristalele alea luminează absolut superb. Acolo nu s-a schimbat mare lucru, adică toate astea le știți de pe aici, doar că era bradu și n-am mai făcut altceva pentru că sunt altele la rând, adică ori să fie plintele, v-am zis că urmează să sperăm că o să ajungă domnul cu covorul despre care v-am spus și piesa de mobilier și mai avem oricum perdelele, măști de calorifer și altele, deci nu prea m-am aruncat la mobilă, am zis să o ținem cu astea că mi se par mai importante de moment, piesa de mobilier care vine n-are treabă cu zona asta de aici. Deci, momentan, așa arată povestea asta. Și ce mi-am propus să fac este să găsesc alte candelabre similare pe care să le pun aici. Pentru că mai sunt alte două lustre de genul ăsta, exact cum a fost și cea de acolo, numai că era un pic mai mare, ele erau set. Și mi-am zis că așa cum au fost ele trei set, tot așa aici să am la fel genul ăsta de candelabre. Eu încă mă uit să văd dacă găsesc unele identice și cred că știu. Adică tot de acolo, dar trebuie un pic să aprofundez situația, să văd care e treaba, că fiind vintage un pic mai greu de procurat. Dar dacă reușesc să le găsesc, intenția mea este să pun peste tot candelabre, pentru că, vedeți, nu se mai potrivesc. Ele se potriveau cu ce era înainte, cu tomarou, ăla era altceva. Dar acum parcă nu mai au treabă. Deci asta o dată. Și acum vă întreb și pe voi, nu vi se pare că cele două se potrivesc foarte bine? Tapetul cu lustra asta? Tapetul este nou, dar este tot așa de inspirație vintage, iar ăsta chiar este o, n-aș zice antichitate neapărat, că nu l-aș băga la antic, dar este vintage cât se poate de vintage. Eu zic că e un melanj țuț. Și pe lângă asta, ce s-a mai schimbat este zona de aici. Nu e o schimbare majoră, nu e un lucru care să modifice întreg aspectul camerei, dar măcar încep ușor-ușor să apară câte una alta. Și corpul ăsta de mobilier, cred că nu vi l-am arătat complet, doar am bătut un apropo și poate i-ați văzut așa un colț atunci când l-am luat. L-am luat undeva prin noiembrie, dacă mi-amintesc bine, de la depozitul ăla de mobilă la care am fost Messania, ceva de genul, cu 300 de lei. Ceea ce mie mi se pare un preț extraordinar de bun, este o piesă art deco din lemn masiv, mă zic cât e de grea, iar înăuntru depozităm noi diverse. Și mie mi se pare minunat, mi se pare foarte, foarte frumos contrastul ăsta de nou și vechi și o să vă prezint imediat și detaliile de acolo. Și eu zic că merge super bine o piesă de genul ăsta mai serioasă, un pic mai masculină, lângă femininul tapetului, care este floral, cu tot felul de detalii, vegetale, cu frunze. După părerea mea, se asortează bine și pentru stilul meu este super ok toată povestea. Și aici am avut grijă să decorez pe cât posibil cu piese luate din târguri, cărți luate de pe site-urile de specialitate, de pe OLX, de la English Home este ăsta. Deci vaza, sau mă rog, urna mai degrabă, dacă vă amintiți voi, în noiembrie a fost pe canal, am luat-o de la târg, nu mai țin minte cât a costat, dar dacă vă uitați la vlogul respectiv o să o găsiți. Și eu zic că se potrivește super bine. Aici am pus câteva dintre albumele mele de, n-aș zice neapărat modă, că e o combinație. Astea trei sunt de fotografie, astea sunt de modă. Pe care le știți, coffee table books-urile mele sunt minunate și merg foarte bine. Și asta nu e locul ei acolo, dar uite, domnule, deci am primit rest o bancnotă de 20 de lei și e prima dată când văd una și am zis că nu vreau să o cheltuiesc, vreau să o păstrez pentru că este, wow, în sfârșit, o femeie fața unei bancnote din România și vreau să-mi rămână amintire, așa că a rămas deocamdată acolo. Tabloul ăsta, dacă îl mai țineți minte, tot de la târgul de vechituri l-am luat, vi l-am arătat la momentul la care îl găsisem și îmi place tare mult. Îmi place nostalgia lui, îmi place că e o emoție acolo și mi se pare foarte frumos, chiar dacă e un nud, dar nu e nimic vulgar.
este și semnat 1941, acum nu știu cât de veche, dar mi s-a părut foarte frumos. Rama asta, înclinsă, cred că tot de la târg am luat-o, dar nu mai știu sigur, e posibil să greșesc, însă este 100% o ramă vintage și încă nu am poza perfectă pentru că îmi trebuie o fotografie micuță acolo și nu am ceva pe dimensiunea asta, dar mă voi ocupa, mi-am propus asta. Veioza am luat-o acum câțiva ani de pe OLX, ați văzut, o slavă Domnului că și la apartament era în sufragerie, iar ăsta este un elefant pe care l-am găsit pe English Home și mi-a plăcut tare mult și am zis că ar merge bine ca bibelou să spargă puțin din seriozitatea pieselor, pentru că avem bronzul ăsta aici care e destul de masiv, piesele astea care, mă rog, vaza și tabloul mi se par un pic mai mature, mai serioase și am zis că o jucărie de genul ăsta va crea un contrast destul de interesant și cu rozul de aici cred că o să meargă bine și cu perdelele și, mă rog, ce mai urmează să facem. Deci așa arată de moment. Bineînțeles că astea se vor mai schimba pe parcursul anilor sau, mă rog, lunilor, zilelor. O să vedem cum mai decorez eu pe acolo, dar pentru moment ușor-ușor camera începe să capete contur și mi-e place super mult. Și acum hai să vă arăt și vaza. N-am plecat chitită pe vază, adică nu mă doream neapărat să zic că pentru ea m-am dus. Dar aveau niște piese foarte frumoase. Am rămas un pic uimită de prețuri, că multe dintre ele erau un pic cam piperate, însă asta mi s-a părut la un preț cât se poate de ok și mi-a plăcut super mult forma. Și era singura și eram convinsă că dacă nu o iau o să mă bântuie și când mă întorc după ea, siguranță nu o să o mai găsesc. Deci asta, să scăpăm de, uite așa, se vede, da? Este o vază destul de înaltă pe care am dat 80 și un pic de lei. Nu e cristal sau ceva, este pur și simplu o sticlă simplă, dar cred eu că merge foarte bine ca formă. Mă duce cu gândul la o amforă, o sticluță de parfum, poate un Dior, dacă știți sticluțele. Parcă bate în zona aia și uite și gura este interesantă, dacă vedeți, sunt niște, nu știu cum să zic, o margine așa festonată. E foarte elegantă, foarte feminină și mi-am zis că o să arate super bine cu niște flori, ceva poate pusă chiar în locul ăla, cu flori frumoase, e la fix. Hai să vedem, du-te tu în partea aia, te rog. Și să vedem cam ce înseamnă somnul. Așa. Deci ar fi cam 1,55 pe lat și pe lung. Hai să facem un pregat. Păi atunci hai să dăm jos futul. Bine, asta e tu. Poți să-i tu? Da. Deci. Ia. Ia. Și palul din lat. Cât dă? 55. 4. 1,55. Cât e? 1,96. Deci 2 cu 1,55. Hai că le notez exact. 1,55 cu 1,96. Hai să punem asta la loc. Eu mai pui la loc? Nu. Dacă e. Imediat vă arăt și covorul, dar ăsta mi se pare mai important, piesa de bază, piesa de mobilier pe care o așteptam, conform cu Patrocle, care a primit o nouă saltea, sau Grigore, să vedem care dintre ei o va primi. Ta-dam! Este vorba despre un pat cât se poate de vitanj, un pat foarte pe stilul meu, care însă nu are somieră, din fericire sau din păcate, nu știu. I-am spus celui care ni l-a adus, adică cel care s-a ocupat de transport, să ne aducă totuși salteaua, nu pentru că o vom folosi, pentru că nu vreau să folosesc o saltea care a fost folosită de altcineva înainte, nici nu este de calitate foarte bună, chiar dacă era, n-are importanță,
dar am zis totuși să o aducă pentru că este utilă pentru câini. Dacă nu pentru ai mei, sunt o mulțime de adăposturi care chiar au lăsat anunțuri. Iarna asta am tot văzut publicat pe alocuri că în cazul în care avem salteluțe, pături sau alte chestii, ajută animalele. Așa că am zis când m-a întrebat dacă vreau saltea, zic da, aduceți-o că găsim noi ce să facem cu ea. Dar, trecând de saltea, buba principală este că nu are somieră. Însă m-am uitat pe internet când am discutat despre dimensiuni și cum facem cu transportul și toate cele, m-am uitat pe internet și am văzut că sunt somiere, slavă Domnului, așa că o să-i cumpărăm noi separat, după care o să-i cumpărăm saltea și va trebui puțintel recondiționat. Acum, la cum îl vedem noi și la cât cred că ne pricepem, cred că e o chestie pe care o putem face și singuri. Pentru mine, cu toată sinceritatea, cel mai important lucru este țesătura. Adică partea asta care e, Doamne, e minunată, nu vă spun cât de fină se simte, ce frumoasă este mătasea și cât de mult îmi plac detaliile. Frundițele de aici, motivele florale, vegetale, păsăricile, pe care cred că le vedem mai bine acolo, pe tăblie, aia fiind partea din zona capului, iar asta de aici este practic zona unde vor fi picioarele. Și mi se pare foarte elegant modelul, vedeți că e așa ușor curbat, partea asta de aici este cu lemn și cu niște detalii care vor trebui recondiționate, cum ziceam. Și mă gândeam că aici am avea nevoie de un șmirghel ca să dăm toată povestea asta la o parte, după care o vopsea reaplicată. Nici nu trebuie să fie aplicată perfect pentru că putem merge pe ideea asta de antichizat, de vechi, o zonă de șebișic așa. Și pe lângă asta va trebui curățată cât de cât țesătura. Acum, nu știu, noi o să încercăm. Dacă vedem că nu suntem în stare, o să testăm așa pe o porțiune micuță. Și dacă vedem că nu suntem în stare, poate dăm la cineva care se pricepe. Dar eu zic că ne putem descurca pentru că nu e atât de grav ce văd eu pe aici. Sunt anumite zone murdare, uite, chestii din astea unde, nu știu dacă au apărut din cauza transportului sau dacă așa au fost ele, dar sunt pe alocuri. Ce mă interesa pe mine este să nu fie ruptă, să nu fie descusută, să nu aibă chestii de genul ăsta și din fericire nu are. Chiar vorbeam acum că în momentul în care patul va fi gata și chiar și acum, trebuie să avem mare grijă cu el, să nu aibă pisicile acces, pentru că toată șmecheria cu piesa asta de mobilier o reprezintă tapiseria și partea textilă, care este impecabilă, în afară de murdărie, este foarte bine întreținută și ar fi mare, mare păcat să vină o pisică și să facă chestii de genul ăla. Și uite, ca să vă arăt și din partea asta, iată-l pe Patrocle, foarte cu minte, n-am griji cu el, că știu că e un copil cu minte. Cam așa ar arăta. Foarte mult îmi plac ciucurașii ăștia cu fundițele și uite și păsărelele acolo, mi se par tare, tare frumoase. Și cred că a fost cândva în mai multe culori, adică o fi fost cu alb, cu auriu pe aici, prin zonele astea, pe unde are motivele astea vegetale sculptate. După părerea mea este o bijuterie și îmi place tare mult și nu mă deranjează nicio formă, ținând cont că va fi completamente igienizat. Deci nu am o problemă că a fost patul cuiva, pentru că este o piesă categoric veche, deci ăsta nu e de inspirație, de nu tot, ăsta este adevărat. Și uite, și pe partea asta țesătura, care mi se pare splendidă, splendidă, uitați-vă cât de frumoasă e, cât de țeapănă e și nu vă zic mătasea asta, uite, poate vă dați seama așa. În afară de rodicuți care mi-au una, se aude cât de cât. Deci buretele, plușul de dinăuntru, e foarte bine întreținut, este solid, nu scapă pe nicăieri, nu e găurită, nu e agățată, atâta tot că, uite, mai sunt așa niște mici zone. Și mai țineți minte că vorbisem exact despre povestea asta cu patul, undeva anul trecut prin toamnă, când v-am arătat eu câteva opțiuni de ale mele și vă prezentam așa cam ce mă atrage, ce caut. N-am renunțat la ideile alea, dacă țineți minte era vorba despre un pat albastru cu, spetează să-i zic, nu știu, tăblia, era din catifea, foarte frumoasă, nu de la MobExpert unde am fost astăzi și acolo am văzut unul interesant, dar nu e ce trebuie, dar era cel cu speteaza albastră și vă ziceam eu că mi s-a părut un pic piperat prețul, dar vorbind cu voi mi-a zis, mă, nu e chiar așa, gândește-te care somieră, gândește-te care saltea, e un pat nou, îți arată bine, deci nu te zgârci. Și aveți dreptate, am luat clar în considerare toată povestea aia și n-am renunțat la idee, deci patul ăla va exista. Dar în momentul în care, sau mă rog, altul, în zona asta, adică va fi și un pat nou, în momentul în care l-am văzut pe ăsta, cu toate că nu era o achiziție planificată, așa cum nimic din ceea ce intră în zona de SH, vintage, antichități, nu prea e în cazul meu, când l-am văzut am știut că ăsta trebuie să fie al meu, pentru că este pat din ăla de prințesă, pat din ăla romantic, feminin, pe stil 100% franțuzesc, care mă reprezintă enorm. Bună, Vicky, ea ne scrie 100%. I-am arătat poze mai devreme și era super încântată. E ceva ce
trebuia să fie al meu, deci am rezonat maxim din secunda în care l-am văzut, am rezonat puternic cu el și am luat legătura cu vânzătorul de pe Facebook Marketplace, l-am luat pe ăsta, că v-am spus, sunt tot timpul acolo, OLX, Facebook, deci mereu, pe tot felul de grupuri sunt acolo pe fază și nu întotdeauna se întâmplă, de multe ori sunt chestii destul de urâte, dar câteodată îmi iese în cale câte o nestemată de genul ăsta și mi se pare extraordinară, mai ales că prețul n-a fost mult, vă zic că mai mult am dat pe transport, pentru că mi l-a adus cineva tocmai din Arad. Și aici a fost de fapt lupta, că din momentul în care l-am găsit, am luat legătura cu vânzătorul, am discutat nu știu ce dimensiuni, defecte, chestii, totul super ok. Unde sunteți? Păi în Arad, mamă, să nebunesc. Și inițial am propus varianta curieratului, adică fan curier sau nu știu, când am mai fost de piese de mobilier, ne-am descurcat. Cei drept niciodată n-au fost atât de mari de transport. Ce a fost mare a fost cam din București și aici mă refer la faimosul Dulăpescu. Și vorbeam cu persoana în cauză că a dat telefoane pe la niște firme de curierat și toată lumea a zis că nu se poate transporta, deși eu văzându-l acum desfăcut ca să zic cum a venit pe bucăți, chiar nu-mi dau seama ce ar fi fost atât de complicat, că nu e ceva casant, fragil cât de cât, dar na, nu era ca și când s-ar fi spart. Nu știu, cred că am ambalat cu grijă, fiind făcut pe bucăți, ar fi putut ajunge. Mă rog, din ce mi-a zis nu s-a putut, noi am încercat, apoi am luat legătura cu o cunoștință care ne-a mai ajutat cu niște transporturi în trecut și am întrebat dacă există vreun drum în zona aia, desigur plătit, deci nu favoruri, dar nu, și până la urmă, tot așa, mă iertați pentru telefon, e departe, de asta nu mă duc spre el, până la urmă, tot discutând cu vânzătorul, a zis ok, păi atunci fac eu rost de mașină, vi-l aduc, dar o să vă coste suma X și m-a costat mai mult transportul decât patul. Deci patul n-a fost scump în sine, dar chiar și așa este cu mult mai puțin decât ăla albastru de catifea pe care îl văzusem sau decât alte paturi. Și după părerea mea merită, adică e o piesă chiar specială, care pusă la punct îngrijită, se va potrivi de minune și va fi iubită și prețuită și mă bucur tare mult că pot să o readuc la viață. Cumva și chiar va fi ceva iubit, adică nu e doar o chestie pe care să mă apuc să-mi bat joc de ea, să o mutilez în vreo formă, nu. Eu o văd ca o bucată de istorie așa și cred că va fi nemaipomenit în casă, așezată lângă piesele de decor potrivite și cu pereții făcuți frumoși, o să se potrivească de minune și chiar mă bucur nespus de mult că l-am luat. Trebuia să fie al meu. Ce mă bucur. Da, uite, ușor, ușor începe treaba să prindă contur, piesele încep să se lege, nu știu dacă va merge el cu noptierele alea maro pe care le-am luat, știți, set cu paravanul, alea vor fi cu patul albastru cel mai probabil, la timpul lor. Sau, mă rog, poate între timp mă răzgândesc. Ăsta are parte de alt tratament, după părerea mea, va avea parte de alt tratament, după părerea mea, pentru că mi se pare un pic alt stil. Cu albul ăsta așa și cu mătasea delicată, este un somon, un roz somon foarte, foarte frumos, cu o strălucire senzațională și nu vă zic cum e la atingere, ce am menționat și mai devreme, deci mi se pare absolut minunat. Haideți să vă arăt și covorul, că a venit și el, să vi-l arăt așa pe cât posibil și să pun telefonul pe silențios totuși. Patrucle, îi place patul băiatului? Îți place? Mă, pufozile, mă, lui îi place orice, atâta timp cât există scărpinat și iubit, lui îi place chiar orice. N-aloc. N-am nicio grijă cu el, pentru că el nu distruge, de asta și stă în casă, că eu l-aș băga și pe Grigore, dar nu am cum să-l bag pe Grigore în casă, deoarece ar distruge tot. Grigore este un bivol într-un magazin de porțelanuri. Dar cu Patrocle n-am nicio grijă, niciun stres, e foarte, foarte cuminte, n-a făcut odată în casă, nu roade, nu, nimic, nimic, este super cuminte câinele, așa că n-am nicio grijă să o stres cu el. Da, puiule. Lăudam copilul, că este cel mai cuminte copil din lumea asta. Da. Da, mai ales Lemo, Grigore, foarte cuminți copii. Da, da. Hai să le arătăm și covorul. Nu o să-l întind cu totul să vi-l arăt, că oricum lumina nu ne ajută și n-am nici spațiu necesar, dar uite, acum îmi dau seama că acest covor, că covorul s-ar potrivi perfect cu patul. Însă vom vedea la momentul lui ce și cum o să fie. Ăsta însă l-am gândit eu ca pentru sufragerie. Ăsta este spatele. Ăsta îl vedeți așa un pic ciudățel. E un covor care mi s-a părut mie interesant. Mi s-a părut că are un model foarte frumos. Este din lână, tot așa, din ăsta vechi, vintage. Cam așa. Da, bineînțeles. Cam așa. Astea sunt un fel de medalioane pe lateral. Pe cele patru laterale, iar în centru, dacă aș reuși eu, dar nu prea reușesc, uite, vă faceți cât de cât o idee. Promit că o să-l vedeți și întreg oricum trebuie și el dus la spălătorie să fie așezat, făcut cum trebuie, că nu e în cea mai bună formă momentan, dar este destul de grosuț și e mare, este un covor măricel pe care eu m-am gândit să-l pun în camera asta. Și în baza lui am luat și perdelele.
care, v-am zis, vor veni undeva pe săptămâna viitoare, probabil. Și după aia o să vedem cum le asortăm, dar ca idee așa, direcția, cam asta este, cu medalioane, cum v-am arătat și la tapet, culori din astea feminine, pasteluri, motive vegetale, florale, toate ca să se potrivească, toate se vor lega între ele. Și vă zic că am căutat la covor de mi-a venit rău și lupta încă nu s-a încheiat, pentru că mai sunt și alte camere pentru care trebuie să găsesc. Iar cu asta am avut noroc, pentru că e chiar frumos, după părerea mea, și dacă nu-l vedeți acum, o să vi-l arăt după, mă rog, pot să înțeleg dacă nu rezonați cu el, dar eu zic că este o piesă interesantă și mi s-a părut chiar ceva special, ce merită și clar se va potrivi aici cu mobila pe care am ales-o și cromatic o să fie numai bine. Am arătat poveștile alea din spatele meu, cel puțin nu așezate așa. Le-ați văzut poate de-a lungul anilor, pe măsură ce le-am acumulat, dar nu le-am avut niciodată așezate în felul ăsta și nici acum nu aveam când să vi le arăt sigur, pentru că le-am așezat acolo în vacanță, deci perioada asta de la finalizarea vlogmasului până acum, când am reluat iarăși seria de vloguri pe 2024. Stăteau în cutii, deci de când m-am mutat au rămas anumite chestii care nu sunt desfăcute nici până la momentul actual. Am în fața mea, uite așa, niște teancuri de cutii, cărora nu le găsesc locul și nu sunt atât de importante, necesare, vitale, cât să mă apuc să le întind. Și la fel și alea, și mă tot uitam la ele, tot treceam pe aici, mă uitam la cutii și zic, mă, dar de ce Dumnezeule le țin eu acolo? N-ar fi mai bine dacă tot e zonă de lucru aici, calculatorul mare cel puțin, deci nu laptopul, ceva am arătat eu jos că mă plimb de colo-colo, dar cu calculatorul mare pe care montez eu vlogurile nu prea mă plimb. A fost o mutare în decembrie, dacă vă amintiți, vă povesteam eu cu internetul, că, mă rog, era altă situație. Da, de atunci calculatorul a revenit aici și dacă tot aici montez vlogurile și este zonă de lucru, hai să am și eu acolo în spate ceva motivațional, să zic așa. Sunt premiile mele de la... Mă rog, pe unde am fost și eu, pe la Glamour, pe la El, pe la Digital Divas, multe, Unica, mai sunt, Webstock, sunt multe acolo. Și da, acum stau și ele toate așezate cum trebuie, nu știu dacă vor rămâne acolo, dar mi se pare că raftul ăla, sau cum se zică, bucata aia așa de ciment, ce-o fi ea, poate fi un suport foarte bun ca să le expun și... Da, am văzut că mi-ați zis și voi, mai ales în ultimul vlog pe 2023, la cu pachetele, și mi-ați zis și voi că ar fi o idee bună ca scrisorelele voastre sau, mă rog, articolele astea mai micuțe care au ajuns la mine de-a lungul timpului să intre în corpul ăla care e imită, sau mă rog, poate că asta o fi fost ăla de lemn, știți voi, cu multe sertare, ăla ca un fișet de bibliotecă. Părerele sunt împărțite. O parte dintre voi mi-a spus că a servit unei farmacii, alții mi-ați spus că ați văzut unul identic la nu știu care bibliotecă, alții că într-un astfel de dulap, corp și așa mai departe stăteau scrisorile la poștă, dar oricum e o chestie compartimentată pentru organizare. Și mulți mi-ați recomandat și mi-ați spus, sau multe, să pun acolo scrisorele de la voi și cred că asta voi face, ba chiar uite vin cu un update și pe partea asta, că am rămas în urmă și îmi dau seama că sunt destule cărora nu le-am luat urma. Sertarele, știți că avea 5 sertare lipsă. Am dat unul dintre sertare unui tâmplar ca să le facă și pe celelalte și să fie completat spațiul ăla, măcar să nu mai fie gol. Știi că pe mine nu mă interesează neapărat să am acces acolo, deși slavă Domnului, o să am în ce depozita, dar mă interesa să nu mai fie golul ăla inestetic. Și e adevărat că noi, din momentul în care l-am luat, nici nu mai știu cum fusese, octombrie, noiembrie, cam pe acolo, am fost și am cumpărat și scânduri în capul nostru, imaginându-ne, păi dar nu facem, noi ce Dumnezeului. Și săracul bufantul el a încercat să facă acolo o chestie, o improvizație, dar se vede, știi, când nu ești de meserie, se vede. Câteodată, unele chestii
chestii ies și arată frumos. Asta cu pereții nu pot să zic că ne-a ieșit chiar rău. Parchetul și el n-arată rău, dar cu plintele, v-am zis, eu nu sunt tocmai ce trebuie și tot așa sunt niște aspecte unde se vede, mă, când e mâna unui profesionist, unui om cu experiență și când vine un amator care n-a făcut în viața lui. Așa a fost și cu sertarele. Deci el a încercat acolo săracul ceva, dar se vedea de la o poștă că sunt din alt film, că n-au nicio treabă. Și până la urmă am luat legătura cu un tâmplar, i-am dus unul dintre sertarele existente, evident, să ne facă 5 pe modelul ăla, ca să pot umple golurile. Acum, nu știu cum o lucra, dacă o face bine, dacă nu o face bine, oricum o să vă țin la curent cu toate cele, că acum, dacă suntem la program normal, în principiu, focusul meu și viața mea la momentul actual, cel puțin partea asta care ajunge pe YouTube, se concentrează în zona asta și să știți că mă animă extraordinar. Am mai vorbit despre asta cu oamenii din jurul meu și mai multă lume mi-a spus că, mă, parcă ai, nu că ai renăscut, dar, nu știu, ești, mi-a revenit așa un anumit entuziasm pe care poate în anumite momente ale vieții l-aveam mai sus, în altele mai jos, cum este și firesc de altfel, că te ridică, te coboară, e logic să nu fim întotdeauna numai așa în ascensiune. Și mai multe persoane mi-au spus că de când cu povestea asta parcă am alt tonus, altă energie și chiar o simt și eu, adică am un entuziasm, nu știu, am mai mult chef, mai multă poftă, mă interesează multe lucruri, cum vă ziceam, am și început să răsfoiesc, să citesc, să mă uit la cât mai multe documentare, adică e o pasiune, simt focul ăla al pasiunii care e posibil să treacă într-un punct, așa cum au fost alte aspecte ce m-au pasionat într-un anumit moment al vieții mele, dar în clipa de față pe mine mă animă extraordinar de mult lucrurile astea care, sincer, să fiu, n-am crezut niciodată că mă vor anima, de genul lavabilului, pistoalelor de vopsit, parchetul, tapetul și așa mai departe. Și am văzut că și voi așa de-a lungul lunilor de când se tot întâmplă povestea asta, mi-ați scris o parte dintre voi și mi-ați spus că da, se simte și acest entuziasm și îl transmit și nouă, adică îmi scriau fetele când te-a văzut că faci curățenie, nu știu unde, m-am apucat și eu. Sau când am văzut că organizez dressing, mamă, ce poftă mi-a venit acum cu tine pe fundal, m-am apucat și am făcut acolo. Sau cum povestiți voi că gătiți sau nu știu ce face fiecare. Dar au fost și mesaje mai consistente în care mi-au scris mai multe fete, fără să dau prea mult afară din casă, că sunt intimitățile mele cu voi, dar mi-au scris mai multe fete că au făcut un pas mare văzând chestia asta, s-au simțit cumva inspirate. Chiar zilele trecute vorbeam cu cineva și m-am bucurat tare mult, adică v-am mai zis că dorința mea este să vă împing spre bine și să vă inspir spre frumos, că cam de asta sunt aici și astea sunt mie subiectele în general și mă bucur atunci când văd că mergeți într-o direcție sau că vă dau curaj să faceți niște lucruri pe care poate nu ați fi îndrăznit să le faceți înainte, orică e o scânteie acolo care se transmite și la voi, din energia mea sau din ce vreau eu să proiectez în lumea asta. Mă bucur dacă se proiectează așa cum îmi doresc, adică bun, frumos, ceva care să inspire, să ajute, să vă facă bine de principiu. Și da, cred că sunt într-un punct al vieții. Acum, odată că e unul foarte calm, adică după tot tumultul decembrie și, mă rog, și anul trecut, care a fost destul de agitat pentru mine, sunt foarte așezată, liniștită, nu simt o presiune, o grabă, să facem chestii acum. Poate are legătură și cu vârsta, știi, că lucrurile se mai așează cât de cât și cred că se transmite puțin și în discursul meu față de voi, nu doar acum că sunt eu un pic obosită, ce-i drept că sunt orele înaintate, dar uite, astă seară, de exemplu, am stat la șemineu, foc arzând acolo, fără telefon, fără calculator, pur și simplu am stat. Și stăteam așa și mă uitam și era și Patrocle pe acolo, pe lângă mine, pe lângă noi, mă rog, și au fost niște momente de calm și am avut, slavă Domnului, destule, chiar recent, momente în viață când nu puteam să stau așa locul. Adică mie tot timpul îmi trebuia ceva, să fac ceva, sunt așa, argint viu, probabil este și de la zodie. Dar uite că sunt într-un punct acum când apreciez momentele astea calme și liniștite și cred că e important să fie și din astea, să alternăm cumva tumultul vieții și cu momente de astea în care nu se întâmplă nimic. Și ce bune sunt, mamă, ce bine a fost, m-am povestit, în vacanță a fost tare bine. Și ce voiam să vă întreb, că tot am vrut de la vlogul anterior, dar am uitat, să-mi spuneți dacă e de interes să fac la clipul ăla pe care îl făceam la fiecare început de an, Best of the Best-ul, care cuprindea o sinteză a anului, fără lucrurile evidente, gen, hei, wow, sunt aici.
Nu, dar, nu știu, lucruri care mi-au făcut bine pe parcursul anului, experiențe, trăiri, produse pe care le-am folosit, haine pe care le-am purtat, călătorii efectuate, oameni pe care i-am cunoscut, nu știu, ceva care să înglobeze toate lucrurile mișto, bune, frumoase, interesante, care s-au petrecut în anul trecut și care mi se par mie de dat mai departe. Nu l-am mai făcut așa automat cum îl făceam în anii trecuți, pentru că vedeți și voi, viața mea e alta și subiectele mele de interes s-au dus un pic în altă direcție. Asta nu înseamnă că nu mă mai pasionează unele și altele și plus de asta că nu sunt doar eu și în general așa felul în care evoluează lucrurile mi se pare că na, nu stă pe loc și mă gândesc așa cum făceam, am făcut atâția ani ce se află în geanta mea și nu l-am mai făcut de nici, nu știu, anul trecut nu l-am făcut deloc, acum 2 ani nu mai țin minte, dar oricum sunt anumite clipuri pe care nu le-am mai făcut pentru că îmi dau seama că poate nu mai sunt relevante, poate le-am făcut de prea multe ori încât ar deveni repetitiv și de asta mă gândeam, are sens să fac acest best of the best cumva, nu știu, fie să-l fac de sine stătător ca o șezătoare sau dacă nu să-l fac ca o parte dintr-un vlog, un daily, un trafalet vlog, cum vreți voi să-i ziceți. Și în general așa ce idei de clipuri mai aveți dacă e ceva, anume ce v-ar plăcea, o să încerc să țin cont, nu promit 100%, dar depinde și despre ce e vorba. Oricum, fiind la început de an, ideile astea mă ajută, pleacă de aici, că pot și eu să fac mai departe, poate mult spus, un plan, dar să mă gândesc așa pe cât posibil dacă vreau să mă duc într-o altă direcție, ce subiecte să abordez, cu ce să vin în fața voastră, poate sunt și altele, poate ați vrea să intru și în alte sfere. Știu că o parte dintre voi duceți dorul șezătorilor și clipurilor cu designeri, nebunile alea pe care le făceam anul trecut. Nu s-au mai întâmplat, tocmai că s-au schimbat atâtea. Dar eu n-am renunțat la idee și am, slavă Domnului, despre ce vorbi. Doar că trebuie un pic sintetizată, trebuie să fiu și eu cât de cât așezată și să văd și că există interes din partea voastră. Ăsta ar fi un exemplu. Dar acum eu vă întreb strict de ăla, de best of the best ăla, să știu dacă are sens pentru voi să-l acopăr cumva sau poate un clip de favorite, că n-am mai făcut de o groază de timp și știți de când mă chinui să vă zic de un demarchiant sau două pe care le folosesc, de un anumit rimel, de un anumit ruj, de, nu știu, mai sunt chestii din astea, dar de demachiant tot, în fiecare seară când mă demachiez, mă gândesc că iar n-am apucat să le zic de demachiantul ăla și e ceva, nici nu știu cum îi zice, deci e, mă rog, eu, de la, știți cum îmi plac mie alea la tub, cum era clinicul, dar nu e clinic, e altceva, nu știu cum îi zice, e ceva ce am luat de pe la o farmacie, e mișto, mă rog, voi să-mi spuneți dacă vreți să vedeți ceva de genul ăsta. Și cu asta încheiem cel de-al doilea vlog pe 2024. A fost cu multă zăpadă ăsta, chiar dacă s-a mai topit un pic aici la București, dar mă uitam așa printre filmări și parcă, dădea o stare de bine când vedeam toată zăpada aia cum a curs și abia aștept să vă arăt și pozele când dau seama că încă nu au apărut, cel puțin toate, sigur n-au apărut la momentul la care vedeți voi vlogul, sigur n-au apărut pe Instagram, dar abia aștept să vă arăt și pozele și filmulețe și alte chestii pe care le-am făcut, că nu știu, parcă albul ăla curăță tot așa, parcă spală și orice ai face o să arate bine și eu zic că am făcut un pic mai mult decât orice, adică mi-am dat un pic acolo silința și o să vedeți voi la momentul potrivit. Vă las, mulțumesc tare mult dacă v-ați uitat și la vlogul ăsta, cel de-al doilea, vă urez un weekend minunat, teoretic ar trebui să fie vineri sau weekend la voi, ne vedem luni, tot așa, de la ora 7, vă aștept acolo în secțiunea de comentarii, toată gașca vă pupă, toți blănoșii, noi, bufănțimea, toată lumea, pupicios, multos!